Salutare, dragi prieteni! Astăzi vă voi arăta procedura prin care noi colectăm probe pentru trimiterea la analize din căscătoria noastră și sper și sunt convins că va fi utilă tuturor celor care își doresc să facă acest lucru și poate nu înțeleg foarte bine explicația dată telefonic sau verbal de către medicul veterinar care vă face testele. Așadar, am ales un borcan curat. Puteți să alegeți un borcan curat sau puteți să luați de la farmacie, sunt recipiente sterile. Nu cred că este foarte mare diferență pentru ceea ce urmează să fac. Și intrăm în compartimentul femelelor, de exemplu, de la noi. Și ce facem? Colectăm găinați din patru, cinci locuri. Așa. Asta din primul compartiment al porumbeilor. Trecem în următorul compartiment, unde procedăm exact la fel. Bineînțeles, nu luăm foarte mult găinați, că n-are nici medicul ce să facă cu el. De ce îl punem împreună? Pentru că acești porumbei au și concurat împreună, au fost și ținuți împreună. Acum, în perioada înăpârlirii, sunt separați. Deci, probabilitatea este mare că dacă au o problemă, aceasta să fie comună. Și trecem și în ultimul compartiment de mascul, unde procedăm exact la fel. Bineînțeles că dacă observați undeva găinați moale, diaree sau altceva de genul acesta, este recomandat să luați de acolo. Cam atât. E o probă arhisuficientă pe care medicul veterinar poate să o proceseze și să vadă dacă porumbeii au vreo problemă care poate să fie depistată din găinați. Trecem mai departe și vom lua probe și din gușa porumbeilor. Voi continua acum prelevarea de probe din gâtul și gușa porumbeilor. Pentru aceasta folosim un tampon special, da, care se vinde însoțit de o eprubetă. Iar eprubeta, Cristi, dacă te poți apropia să filmezi, are un gel special aici în capătul tubului. Acest gel ajută la păstrarea în cele mai bune condiții a probelor luate și astfel probele se păstrează mai multe zile. Noi vom trimite aceste probe în Portugalia, la Sara Dias, la partenera noastră din Portugalia. Și am să vă arăt cum funcționează recoltarea. Bineînțeles, dacă vezi un porumbel mai supărat, dacă vezi un porumbel trist, este recomandat să recoltezi de la acesta. Însă, dacă toți porumbeii sunt ok, este bine să iei la 2-3 porumbei din fiecare compartiment această probă. Luăm porumbelul, îi deschidem ciocul și introducem ușor eprubeta până ajunge la nivelul gușii. Atenție! O rotim bine, după care revenim în cavitatea bucală și încercăm să tamponăm atât traheea cât și bolta palatină, chiar să o mai coborâm o dată,
cu grijă să nu rănim porumbelul. Luăm seria porumbelului 1, 2, 7, 2, 3, 8 câteva. Și așa avem prima probă. Prin această metodă continuăm să luăm probe în funcție de câte dorim să facem, în funcție de ceea ce ne-am înțeles cu medicul veterinar. Și sub această formă, astăzi vor fi puse la curieratul rapid și vor ajunge în Portugalia joi. Bineînțeles, dacă făceam în România, ajungeau de astăzi pe mâine, dar prefer să lucrez cu Sara din anumite motive, ca să zic așa, personale. Deci, trebuie să fiți atenți, indiferent din ce țară urmăriți acest video, ca probele să ajungă în cel mai scurt timp pe masa de lucru a medicului și acesta să poată să le analizeze și în scurt timp să vină cu un răspuns. În momentul în care el găsește viermi, coccidia, trichomonoza, în funcție de nivelul de infestație, va recomanda, dacă este cazul, un tratament naturist sau sintetic și, bineînțeles, dacă identifică anumite bacterii care pot deveni periculoase, în funcție de nivelul prezenței acestora în organism, din nou va recomanda un tratament și cazul ideal este să facă o antibiogramă dacă găsește anumite bacterii dăunătoare porumbeilor, să facă o antibiogramă pentru a vedea la ce sunt sensibile acele bacterii și pentru ca noi să putem trata, noi și voi, bineînțeles, să putem trata țintit cu un antibiotic care funcționează și nu să facem tratamente după ureche. Așa cum am spus și într-un video anterior, facem acest lucru pentru a verifica starea de sănătate a porumbelor, pentru a vedea dacă avem anumite probleme și pentru a încerca să le ținem sub control cu produse cât mai naturale, în măsura în care se poate. Ei bine, dacă v-a plăcut acest video, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și aștept în comentarii opiniile voastre, experiența voastră cu analizele pentru porumbei, dacă v-au adus beneficii în cazul în care ați mai făcut sau dacă plănuiți să faceți pentru viitor. Până la un nou video, vă salut cu drag din Oradea, din România. Multe salutări! Thank you.